Selby Judd Trump, 4-2 în favoarea numărului 1 mondial. Numărul 2 mondial avea lovitura de deschidere a jocului 7. Ratată. A intrat în carambol cu bila albastră. Dar nu a lăsat. Da, norocul lui că nu a lăsat. Dar nici Mark Selby nu excelează în ceea ce privește lovitura de siguranță. Bilal a întors-o dincolo de... A fost mai degrabă lovitura la două capete, a urmărit și să trimită în buzunar bila roșie. A, uite de ce pare că Judd nu prea vrea să meargă în Australia. Nu-i merge jocul de distanță, așa cum ne-a obișnuit. De siguranță, cu două mante, cu singură mantă, dar cred că a urmărit să joace Selby cu două mante pentru a nu lăsa poziții la cealaltă bilă roșie din apropiere, la buzunar de mijloc. Da, bila de care vorbeam la buzunarul galben, nu la cel de mijloc, atunci ar fi fost obligat să coboare masa, dar ar fi găsit el o continuare la o bilă colorată. Și avea ocazia să mai dezvolte bilele. Nu e cazul, pentru că bila roșie din stânga are traiectoria liberă. S-a uitat la bila roz dacă poate fi jucată. Da, aici la buzunar superior, drept, nu. Foarte bun nivelul de joc. 33. Probabil că e cel mai bun meci de până acum. Da, Judd rămâne acolo, în apropierea lui Mark Selby. Mi-aș permite și un mesaj 41. Subliminal. Amice, te urmăresc tot sezonul. Mai puțin în Australia. Da, am altă treabă. E vară. E cald afară. 48. 50. Da, 4-3. Fifty-seven.
Și lovitură cu mâna dreaptă. 68. Break maxim. Da. Mai a reușit Ricky Walden și Sean Murphy, cred. Prin break-ul maxim de la 6 bile roșii reducea din diferență 4-3 Selby.